un joc foarte greu, cu o echipă bună. Mă bucur că am reușit să luăm cele 3 puncte, că au reușit să ieși cu mai multă echipa și sper să ținem tot așa. Pur și simplu, am intrat pe teren, să ne facem treaba, focusați și mă bucur că a ieșit bine. Ce-ai simțit așa că am intrat un pic cu... așa pe vârfuri? Nu pot să spun pe vârfuri, ne-am relaxat un pic, ne-am văzut 4-1, dar nu am până la urmă să ieșim în acele 3 puncte. Sau eu am fără sare pentru că el nu se dă poate cu ce-au făcut ei. Nu, noi, cum am mai zis, încercăm să luăm fiecare mici în parte. Dar să creștem și să luăm cele 3 puncte la fiecare meci. V-ați relaxat pe noi? Foarte bine, cu puțin mă rog, era fiecare primul. Pur și simplu, ne întrăm 100% mereu, suntem o familie, suntem uniți și pe partea asta mă bucur și luăm fiecare meci în parte, să creștem să luăm cele 3 puncte. V-ați relaxat? Mai bine să jucați împotriva echipelor așa cum noi, pentru că aveți 3 victime, dar... Eu zic că... Avem o echipă foarte bună, cu un antrenor care știe să ne pregătească 100% mereu și când intrăm pe teren trebuie să ne facem treaba, cum s-a văzut în țara asta. Și am dat asta în și un special pentru tine, ce pute să. Da, o echipă bună, Dinamo, sunt și ei într-o etapă mai bună, să zic așa, dar sper să o facem bine și acolo. E un meci special pentru tine? Nu, încerc să nu mă gândesc la asta, doar să fac treaba și atâta tot. Asta contează cel mai puțin, să o ridicăm fotbal. Cum a fost eliminarea? Cum a fost? Vă dați seama că dureros, îmi pare foarte rău. Mai ales că a făcut niște lanseruri foarte bune, dar sunt cu siguranță să facă o față bună și în campionat. Crezi că v-ați relaxat pe acum la 4, la 2-0 și la 4-1? Da, ne-am relaxat, dar cum am mai zis, mă bucur că am reușit și al 4-lea gol și să-mi iau tehnic. Un asemenea meci? Puțin? Cred că n-ai mai trăit un asemenea. 7 goluri, asemenea... De mult, vă dați seama, că nici nu ne-a jucat prea mult. E primul, nu? Da, să zicem că da. Mulțumim! S-ar frumos!